Recent am citit un studiu făcut în mai multe biserici din vremea noastră, în legătură cu felul în care membrii bisericilor se raportează la biserică, la Dumnezeu, la disciplinele bisericii și așa mai departe. Parte din datele acestui studiu le-am le împărtășit cu corul bisericii atunci când a fost împreună cu ei în tabără. Și aș vrea să vă spun și dumneavoastră câteva dintre aceste date. Studiul acesta spunea că 10% din membrii bisericii, dintre membrii bisericii, nu pot fi găsiți. Sunt în evidențe și oricât ce să dai de ei, nu poți să-i găsești. Și-au schimbat telefonul, și-au schimbat adresa, S-a mutat cinește pe unde în lumea asta mare, că acum poți să te muți, fără să spună nimic. Nu poți să-i găsești. Și vreau să vă spun, dragii mei, că nouă ni se întâmplă lucrul acesta, să ne uităm în evidențe, să nu dăm peste unii care sunt scriși acolo. 20% dintre membrii Bisericii nu participă la serviciile divine ale Bisericii. Sunt în evidențe, nu vin la, la părtășia Bisericii. 25% dintre membrii Bisericii recunosc că nu se roagă deloc sau aproape deloc. 35% dintre membrii bisericii recunosc că nu citesc Biblia. 70% dintre membrii bisericii nu și-au asumat niciodată vreo responsabilitate în biserică. Vin și stau pe bancă, se duc acasă. Stau pe bancă, se duc acasă. Nici nu se oferă să facă ceva în biserică, și nici atunci când sunt solicitați, nu sunt dispuși să facă ceva în biserică. Să-și asume vreo responsabilitate. 85% dintre membrii bisericii n-au invitat niciodată pe cineva să vină la biserică. Și 90% dintre membrii bisericii n-au câștigat niciodată vreun suflet pentru Hristos. Cum vă sună? dragii mei, statistica asta. Când am citit rezultatul acestui studiu, mi-am dat seama că e foarte realist. Pe aici, pe undeva ne găsim și noi. Dar știți care este culmea? Cum se încheie studiul acesta? Cu toate acestea, 100% din biserică se așteaptă să ajungă în cer, în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă v-aș lua pe rând în această dimineață să vă întreb fiecare din locul acesta vă așteptați să ajungeți în împărăția lui Dumnezeu. Știți care va fi surpriza? Că nu va fi așa. Despre intrarea în această împărăție vorbea Domnul Isus Hristos în pasajul pe care am citit în această dimineață. Va veni o zi, în textul acesta se numește ziua aceea, în care se va intra în împărăția lui Dumnezeu sau nu se va intra? Făți mei, obiectivul fiecărui credincios, fiecărui creștin, fiecărui membru de biserică, dacă vreți, ar trebui să fie acesta, într-o zi să intre în împărăția lui Dumnezeu. Altfel de, de, ce te duci la biserică când te duci? De ce mai ești creștin? De ce te mai uh, reții de la una sau de la alta, dacă nu ai acest obiectiv, într-o zi să intri în împărăția lui Dumnezeu? De ce te mai duci la biserică? Sau de ce mă mai duc la biserică? Vrem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Intrarea în împărăția lui Dumnezeu înseamnă că într-o zi vom scăpa de toate neajunsurile acestei existențe. Sunt sau nu sunt neajunsuri în existența asta? Boli, suferințe, lacrimi, eșecuri, falimente, moarte. Când intrăm în împărăția lui Dumnezeu, scăpăm de toate acestea. Spune cartea sfântă, acolo moarte nu va fi. El va șterge orice lacrimă din ochilor acelui care intră. Intrarea în împărăția lui Dumnezeu înseamnă să scapi de toate acestea. Intrarea în împărăția lui Dumnezeu înseamnă într-o zi să-l văd pe Dumnezeu față în față. Așa cum este El. Acum citesc câte ceva, încerc să-mi imaginez cred că există, cred că mă iubește, cred că l-a dat pe Fiul Său pentru mine, dar într-o zi când intru în Împărăția Lui Dumnezeu, am marele har să-L văd pe Dumnezeu așa cum este, să-L văd față față. Și vreau să vă întreb, este minunat obiectivul acesta să intri într-o zi în Împărăția Lui Dumnezeu? Spune Sfânta Scriptură aici, spunea Domnul Iisus Hristos și constată aici că într-o zi, mulți nu puțini. Mulți vor avea o surpriză în ziua aceea, să nu intre. Știi ce înseamnă surpriză? Înseamnă ceva la ce nu te aștepți. Sau să te aștepți la ceva și să ți se întâmple altceva. În cazul acesta să te aștepți să intri în împărăția lui Dumnezeu și când colo să nu intri sau să nu intru. Și în ziua aceea, spune Sfânta Scriptură, mulți vor trăi surpriza asta. Să se aștepte să intre și să nu intre. Despre asta vreau să predic în continuare, pentru că avem la sfârșit și o binecuvântare. Vreau să predic în câteva minute despre ziua surprizelor dureroase. Va fi o surpriză pentru mulți. Mulți care se așteaptă să intre. Care au mers o viață la biserică mai des sau mai rar, care au făcut o slujbă în biserică. Se vor aștepta să intre și în ziua aceea zice Domnul Isus Hristos aici, se va spune: "Nu intrați." Oare de ce? faci mi pentru că în viața noastră în viața asta de creștin, așa cum ne numim noi, a existat adresare fără recunoaștere. Spune Domnul Iisus Hristos aici, mulți îmi vor zice sau îmi zic sau nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, este o formă de adresare. Îi spunem Domnul Iisus Hristos sau lui Iisus îi spunem Domnul, da? Dumnezeu, nu se adresau corect oamenii aceștia când ziceau Doamne, Doamne. Care era problema? Eu aveam impresia că dacă zic Doamne, Doamne și dacă zic poate de multe ori Doamne, Doamne, asta e califică să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și culmea, domnul zice așa: Nu vă califică faptul că ziceți Doamne, Doamne să intrați în împărăție, că vă adresați așa. Nu i-destul să folosești o adresare corectă. Trebuie să ai o atitudine corectă. Adică nu doar să-i spui Doamne, ci să-L recunoști ca Domn. Și vreau să vă întreb, nu e așa că noi toți din locul acesta, din când în când îi zicem Doamne, Doamne Iisuse? Îi zicem sau nu îi zicem? Doamne. Unii care se roagă mai des îi spun mai des, alții care se roagă mai rar îi spun mai rar. Dar cel puțin ca și creștini toți zicem Doamne, Doamne. Întrebarea este ce avem pe dinăuntru? Ce este când te uiți înăuntrul tău? Ce vezi? Găsește acolo în străfundul ființei tale, găsesc în străfundul ființei mele o atitudine care să-l recunoască pe el ca domn? Sau nu? Ar recunoaște pe el ca domn? Printre altele, nu, nu vreau să dezvolt foarte mult gândul acesta. Ar recunoaște pe el ca domn? înseamnă să am o atitudine de respect. Respectul este un sentiment de stimă, de prețuire față de cineva. Și vreau să vă întreb, dragii mei, cât prețuiește Domnul Isus Hristos pentru noi? Cât valorează? Pe ce am fi dispus să-L dăm Să ne scăpăm de El. Sau este atât de prețios pentru noi încât suntem gata, dispuși să ne dăm și viața pentru El, frați și surori. Cât prețuiește pentru noi? Că mereu îi zicem, Doamne, Doamne. Ce valoare ai Tu, Doamne, pentru mine? Cât prețuiești Tu pentru mine? Sau sunt dispus să-l dau pentru avantaje personale, pentru plăceri personale, pentru confort personal. Iuda a zis, dacă îmi dați 30 de arginți, dau. Atât prețuiește pentru mine. Petru a zis, nici nu știu cine nu-l cunosc, nu-s de lui, numai să scap, să, să nu fiu pus în pericol. Cât prețuiește Dragii mei, nu-i destul să spun, Doamne, Doamne, să mă adresez corect. Trebuie să am o atitudine, să îl recunosc ca Domn, respectându-l. Și ceea ce zice El, dragii mei, să aibă valoare pentru mine. Că ce zice un Domn, trebuie să valoreze pentru mine. Trebuie să valoreze pentru dumneavoastră. Dacă v-aș întreba în această dimineață, dacă îl iubiți pe Domnul Iisus Hristos. Sunt convins că fiecare mi a spune că îl iubiți. Că nu putem să fim creștini să zicem că nu îl iubim. Dacă v-aș întreba de ce îl iubiți, ați avea și răspuns la întrebarea asta. Îl iubesc pentru că el m-a iubit întâi, așa zice Biblia. Îl iubesc pentru că mi-a făcut bine. Dar, frații mei, ascultați-mă bine. Nu-i destul, sau nu pot zice că îl iubesc pe el, dar ce zice el nu-mi place, nu-l iubesc. Pot zice asta? Frații mei. Zicea Domnul Iisus Hristos, tot în acest context, îi consemnat de, apostolul, de, de, evanghelistul Luca și zice așa, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce zic eu? Și întrebarea este, mi-am pus-o eu, dragii mei, și vă puneți noastră, ce înseamnă zicerile lui Iisus pentru mine? Câtă valoare au? Ce zice El? Cât valorează pentru mine? Că nu pot valora, dragii mei, nu poate valora El dacă nu valorează și zicerele Lui. Dacă îl iubesc pe El, trebuie să iubesc și ce zice El. În Vechiul Testament zice Psalmistul, cât de mult iubesc legea ta sau zicerea ta, totdeauna mă gândesc la ea. Îl iubesc pe Dumnezeu și iubesc zicerele Lui. Îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos și iubesc uh, tot ceea ce zice El. Că nu-i destul să mă adresez corect dacă nu-l recunosc ca Domn și stăpân în viața mea. Să iubesc ceea ce zice El. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragii mei, oamenii creștini vor avea o, o dureroasă surpriză pentru că a existat în viața lor o adresare corectă, fără să-l recunoască așa cum este ca Domn în viața lor. Dumnezeu să ne ferească de asta, dragii mei. În al doilea rând, Oamenii care merg la biserică creștină vor avea o surpriză pentru că în viața lor a existat auzire fără împlinire. Dragii mei, Dumnezeu ăsta căruia îi spunem Tată, este foarte interesat ca fiecare dintre noi să auzim voia Lui. Credeți lucrul acesta? Și treaba Lui, ce metodă alege ca într-o zi, într-un context, într-un loc, cine știe cum, Dumnezeu ăsta să mă facă să aud. Fie printr-o predicare, fie prin citirea Bibliei, fie printr-o experiență poveste de cineva. I-a zis Dumnezeu într-o zi lui Moise, iată cuvintele pe care le vei spune poporul meu. Tu trebuie să te duci să le spui ca ei să audă. Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor, apostolilor de mai târziu, duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. De ce oare? Pentru că Dumnezeu este interesat să auzim. El ne creează cadrul ca noi să auzim. Și, frați și surori, este cineva în locul acesta care să poată spune uh, adevărat că niciodată n-a auzit despre Dumnezeu sau voia lui Dumnezeu din cartea asta? Este cineva care să spună lucrul acesta? Niciunul. Dumnezeu a fost bun cu noi să ne creeze contextul să auzim. Ce fac cu ce aud? Ce fac cu ce aud? Omul acela care aude și nu face, este ca omul acela care și-a zidit casa pe nisip, vine furtuna și o dărâmă. Omul care aude și nu face, nu împlinește, nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Chiar dacă n-am lăsit de la nicio slujbă, am fost la toate evangelizările, ascult predici cu grămada, unde vreau să ascult predici, dacă am auzit ce n-am făcut, nu intru în împărăția lui Dumnezeu. Asta va fi surpriza dureroasă în ziua aceea. Să în viață, să nu privesc și în ziua aceea să nu intru acolo, în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, mi-a pus întrebarea când am citit cuvântul ăsta și am stat asupra lui rugându-mă, Doamne, ce se întâmplă cu noi să auzim atâtea și să nu facem? De ce oare? Și de ce? Pentru că nu întotdeauna ceea ce auzim generează credință în ființele noastre. Dumnezeu pregătește cadrul ca noi să auzim. Unor strigă tare la noi. Unor ne vorbește printr-o circunstanță neplăcută din viață. Prin durere ne vorbește Dumnezeu. Vrea Dumnezeu să auzim, dar Dumnezeu din cer nu se mulțumește, dragii mei, doar să auzim. Vrea că ce auzim să genereze credință, spune cartea asta lui Dumnezeu. Credința vine prin auzire și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu totdeauna ceea ce auzim generează credință. De ce? de ce? Pentru că de foarte multe ori noi abordăm ceea ce auzim cu indiferență. Ați văzut sau n-ați văzut? Oamenii în biserică, indiferenți când se predică cuvântul lui Dumnezeu, care se ocupă cu altceva. Ați văzut în alte biserici, nu aici, oameni care dorm în timp ce se predică cuvântul lui Dumnezeu? Oamenii atenți care fac altceva când se predică cuvântul lui Dumnezeu. Cum să genereze cuvântul acela credință când îl abordez cu indiferență? Dar Dumnezeu nu ne vorbește doar așa ca să auzim. Vrea cuvântul acela să genereze credința care să mă ducă într-un final la decizie pentru el. Alte ori abordăm doar rațional. Îl ascultăm și zicem ca și alții din Biblie. Dar e prea de tot. Asta nu se poate. Mintea mea îl procesează. Îl întoarce pe toate părțile aud ce-mi zice Dumnezeu și rotițele încep să se învârtă. Și într-un final zic, Dumnezeu, dar asta nu se poate. Asta e prea de tot. A zis Domnul Iisus Hristos, dacă cineva nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață. Și spune Sfânta Scriptură că o grămadă de ucenici s-au dus și au zis, a, asta e prea de tot. Alte ori îl abordăm emoțional. Chiar în textul acesta zice Sfânta Scriptură că după ce a, a, a terminat Domnul Iisus Hristos pusele acestea, în au rămas uimite. Și noi uneori suntem uimiți de anumite predici. Suntem gata să mergem sute de kilometri să auzim o predică sau pe cineva care ne place predicând. Da? Dar nu-i destul, dragii mei. Cuvântul acela pe care l-am auzit trebuie să genereze credință. Nu trebuie doar să mă impresioneze, nu trebuie doar să mă opresc rațional asupra lui, să genereze credința. Da, Dumnezeule! Cred lucrul acesta. Dar pentru că nu totdeauna generează credință, ce zice Dumnezeu? Nu împlinesc. Alte ori, dragii mei, credința nu trece dincolo de o acceptare mentală. Adică ce mi se spune, accept că e adevărat. Dar nu-i destul să accept doar că e adevărat. Să știu să spun și la alții. Domnul Iisus Hristos i-a zis într-o zi unui uh, Învățătorul lege care a venit acolo la el, a venit și a zis, cum citești în lege? Cum este scris acolo? Și asta știu foarte bine să spună. Și a zis Domnului Hristos, du-te. Și fă. Fă. Nu trebuie să accepti doar în mintea ta că e adevărat. Fă lucrul acesta. Dar noi nu suntem, dragii mei, preocupați. nu e suficient să auzim, să fim încântați de ce auzim, fără să pricepem că într-o zi. Nu ne va ajunge faptul că am auzit doar, ci trebuie să împlinim pentru ca într-o zi să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Încă un lucru vreau să spun foarte scurt și apoi închei pentru ca să invit familia aici în față, că deja a sosit. În al treilea rând, surpriza dureroasă va fi ca în ziua aceea, unii care au mers la biserică și s-au considerat creștini să nu intre în împărăția lui Dumnezeu pentru că a existat slujire fără sfințire. Deci, mie, niște oameni se spune Domnul Isus Hristos aici că uh, s-au trezit în fața acestei subiecte și au zis, Doamne, da, n-am prociu noi numele Tău? N-am scos noi dracii numele Tău? N-am făcut noi numele Tău? Acum, frații mei, când noi ne uităm la o persoană care prorocește în zilele noastre, noi zicem, cu siguranță asta va ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Nu asta e concepția noastră. Ce ziceți? Dacă ar fi între noi unul care să scoată draci în numele Domnului Iisus Hristos, n-am zis, cu siguranță asta merge în cer. Dacă ar fi între unul care să facă minuni așa, să ne uimească cu minunile, în numele Domnului Iisus Hristos. Nu am zice noi, ăsta cu siguranță merge în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu ăștia, atunci cine, Doamne? Și Domnul Iisus Hristos zice așa, nu intrați. Cum, Doamne, să profețești, să scoți draci, să faci minuni? Că noi am crezut că dacă le-am făcut pe astea, ușa ni se deschide larg și intrăm în împărăția cerurilor. Cum, Doamne, nu? Și Domnul zice așa, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege, adică voi toți care nu sunteți sfinți. Despre cine credeți că vorbește Domnul aici? Frații mei, despre ei de atunci sau despre noi astăzi? Frații mei, noi, noi suntem preocupați în vremea noastră și dacă nu spun adevărul, puteți să mă și criticați. Noi suntem preocupați în vremea noastră doar să slujim fără să ne punem întrebarea cum slujim înaintea lui Dumnezeu. Nu mă refer aici ca și calitate a slujirii, să predici bine, să cânți bine, să... Cum slujim ca și calificare spirituală? Nu-mi pun întrebarea când mă urc la acesta, sunt un sfânt sau nu sunt un sfânt? Nu pun problema când mă ridic cu corul să cânt, cânt cântării lui Dumnezeu. Sunt un sfânt sau nu sunt un sfânt? Nu pun problema când stau și iau instrumentul să cânt cu fanfara. Sunt un sfânt sau nu sunt un sfânt? Bine că slujesc! Bine că slujesc! Dar e bine să intru în împărăția lui Dumnezeu. Ori slujirea fără sfințire nu mă califică să ajung acolo. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de legea! Și ne pregătim și să predicăm și ne pregătim și să cântăm. Și ne pregătim să... să facem practică să folosim instrumentele cât mai bine posibil. Slavă Domnului! Apreciez pe toți cei care își pun parte timp să slujească. E un sacrificiu și ăsta. Dar, dragii mei, Dumnezeu ne cere să slujim sfințiți înaintea Lui. Oare cum am putea, dragii mei, să slujim și să fim nesfinți? Știți ce facem noi de foarte multe ori? Și poate mă apropie cu asta să închei. Încercăm să ne compartimentăm viața. Slujirea este de duminică și celelalte zile cu povestea lor. Adică, la biserică să fim sfinți, să ne ridicăm să cântăm, să ne ridicăm să predicăm, să ne ridicăm să. Și în celelalte zile? Deci, i -i mei, ce fac în celelalte zile, într-o zi va descalifica toată slujirea mea. Oricât de performant ar fi ea în fața oamenilor, o descalifică statutul meu spiritual. Se spune despre Iuda mai înainte aici. Iuda a fost unul dintre cei 12. Știți că spune Sfânta Scriptură că Domnul i-a luat pe toți cei 12, le-a dat putere, auziți? Să scoată dracii. Le-a dat putere să vindece. I-a trimis să predice Evanghelia. Știți că acolo era și Iuda când zice că le-a dat putere. Știți? I-a dat și lui Iuda putere să scoate draci. I-a dat și lui Iuda putere să vindece bolii. Numai că Iuda într-o zi a ajuns în finalul acela nenorocit. Știți de ce? Pentru că a fost un lucrător al fără de lege a crezut că le poate amesteca. Slujirea cu interesele personale. Slujirea aceasta unde îl trimite Domnul să o amestece cu a fura din caseria grupului respectiv. Că lua el banii, zice Sfânta Scriptură, care se pune acolo. Spune asta Biblia sau nu spune? toată slujirea pe care ai făcut-o. Ai primit cândva ceva de la Dumnezeu, o înzestrare de la Dumnezeu. și Domnul pentru ea. Dar vezi că nu cumva înzestrarea asta de la Dumnezeu să fie descalificată de trăirea ta sau de trăirea mea. Că toată slujirea asta pe lângă care s-a pus fără de legea în care am trăit, într-o zi va descalifica ființa mea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și la ce folos? Surpriza din ziua aceea, surpriza dureroasă din ziua aceea va fi, dragii mei, că noi ne-am adresat corect fără să-L recunoaștem pe El ca Domnul nostru. Am auzit multe fără să-L împlinim. Am încercat să slujim fără să ne sfințim viața. Dumnezeu să ne ferească de toate acestea. Obiectivul nostru ar trebui să fie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. De ce ar trebui să-L recunoaștem pe El ca Domn, să împlinim ce ne zice El și să slujim sfințindu-ne în fiecare zi. Nu într-un domeniu al vieții, în toate domeniile vieții, pentru că zice Sfânta Scriptură prin Apostolul Petru, fiți sfinți în toată purtarea voastră. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Haideți adică să cântăm împreună spre